Mă enervez. Păi dă-o un pic, dar mă zi. Măi, dă-mă așa pe mine. Nu, dar mă enervez, frate. Eu, salutare fraților, mă numesc Marius Nicolae, bine ați venit la un nou prank. Da, fraților, de data asta facem un prank pentru că așa cum v-am rugat și pe Instagram, v-am pus să alegeți dintre prank și challenge. Deci da, deci dacă nu mă urmărești pe Instagram ar fi bine să o faci pentru că acolo postez de multe ori statistici sau întrebări de genul ce vreți să filmezi, cum vreți să fie următorul video, prank, challenge, daily vlog și acolo evident că voi votați. Deci așa, dacă nu mă urmărești pe Instagram, uitați să mă urmărești la nimeni mare sus în nu, pentru că acolo postez foarte multe chestii din spatele clipurilor. Și cumva vă las chiar pe voi să alegeți următorul clip. Deci la follow la Imu Marius SN, aveți link-ul jos în descriere. Și de asemenea urmăriți-o și pe sora mea, pentru că vrea să facă și ea un 50.000 de urmăritori. Deci link-ul sora mi, Sandra236, link-ul jos în descriere. Da, frate, deci acum sun la ai mei acasă. Și așa cum am promis, astăzi vom face un prank. Sunteți pregătiți? Am aici un pachet de țigări. Și nu, nu este prankul ăla în care o prind pe sora mea cu pachetul de țigări, pentru că acel prank când l-am postat efectiv a explodat, a bubuit, are cred că 600.000 de vizualizări. Astăzi vom face un prank un pic mai diferit. Și anume că atunci când sora mea cu ai mei se vor întoarce acasă, pentru că momentan nu este nimeni acasă, eu voi sta aici pe terasă și îmi voi aprinde o țigare. Sau țigară, țigare. Și vă dați seama că vor avea o reacție. Vai, că mi-e jur să mă gândesc, Sandra, părinții mei sunt complet antifumat. Și da, probabil vor înnebuni. Vor înnebuni la modul că o să urle, o să țipe și nu știu, și eu de acolo o să încerc să le zic tot felul de chestii, că lăsați-mă în pace, că am 22 de ani, fac ce vreau cu sănătatea mea. Și de aici, nu știu, sper să vină așa un crescendo de reacții absolut genial. Țigările acestea le-am luat de la tata, de la un coleg al lui de la firmă și le ținem aici, nu știu, par destul de vechi pentru că, uitați, s-au îngălbenit efectiv. În fine, sunt bune, sunt țigări, merg aprinse, gata, perfect. Eu voi sta fix aici, pe terasă, fix aici, camera o voi pune undeva în zona asta sau cumva să fie ascunsă, să nu o vadă Sandra și părinții mei. Și în momentul în care eu voi auzi ușa că se mai deschide de la poartă, îmi voi aprinde țigara și o să-i aștept aici la modul că, bă, nu știam că veniți și gata, m-ați prins cu țigara în mână. O să încerc chiar să trag și un fum, sper doar să nu mă nec și da, vedem ce va ieși. Deci, fraților, dacă vă plac prank-urile și vreți să mai fac prank-uri și challenge-uri cu sora mea, nu uitați să bubuiți butonul de like și să încercăm să facem în acest clip 15.000 de like-uri. Ar fi genial și m-ați face foarte, foarte fericit. De asemenea, nu uitați să te abonezi, să apeși pe clopoțel, deoarece clopoțelul este adevăratul buton de subscribe. Pentru că mi-am propus ca până la finalul anului să fac 350.000 de abonați și treaba asta numai cu ajutorul vostru și cu ambiția mea de a posta clipuri amuzante. Numai cu aceste două lucruri se va realiza acest vis al meu, și anume 350.000 de abonați până la finalul anului. Dacă se întâmplă să fie 1.000.000 până la finalul anului, Doamne ajută! Ce este iubirea mea? Ce părere de faptul că stăpânul tău face un prank acum? A? O părere proastă, a? De ce o părere proastă? Alfică? Alfi? Alfi? Lisa unde? A? Ia, hai să vorbim. Hai! Fraților, gata cu vorbăraia. Ah, închis ușa. Haideți să o sunăm pe Sandra să vedem unde este și să aproximăm cam în cât timp ajunge, pentru că timingul trebuie să fie unul absolut perfect. Deci da, să o sunăm pe sora mea. Pac, o sunăm pe Sandra. E la meditație, oricum, cred că o să o deranjez, dar e la meditație la doamna de bio și sărutul ăsta îmi răspunde. Ia, hai să auzim. Am emoții, fraților, am emoții. Ia. Sandra, ce faci? La meditație. Bine, hai că uite, eu eram la mine acasă și mă gândeam dacă vrei să filmăm Q&A-ul ăla. Da. În cât timp ajungi? Stai, în cât timp ajungi? Pa, ce? În cât timp ajungi? Nu știu, în 30 de minute, pa. Bine, hai, pupa, te iubesc, pa, pa, pa. Și eu, pa. Pa, pa. 30 de minute. Ma. Bă, bă, gameș, căcat, trebuie să mut mașina, pentru că eu gen sunt... Of... Am mașina parcată în fața porții și trebuie să o mut cumva, să o ascund, să nu o găsească Sandra. Pentru că dacă o să vadă mașina și o să mă vadă după pe mine, nu știu, va fi ceva. Vreau să fie așa ca un șoc pentru ei. Pentru că trebuie să mut mașina cât mai repede, să nu ajungă cumva ei mei și Sandra acasă. Așa, s-o mut, nu știu, cred că o duc pe calea București sau undeva. Țaca, paca, țaca, paca. Opa, așa. Of, am condus zilele astea de m-am nenorocit, am fost la Rânca, m-am dat cu ATV-ul, aveți aici niște cadre. Îți place? Da, îmi place, dar vreau ochelari înapoi. Că nu vezi nimic? Ha? Nu vezi nimic? Nu văd nimic. Fără zi, ce părere ai? Ești rău, da. Hey!
Da, a fost, efectiv, a fost superb. Momentan, haideți să lăsăm vorbăria, că sunt un pic agitat, că nu știu unde să las mașina. Facem stânga aici și da. Iac-o bag pe aici, între blocuri, pentru că pe aici știu sigur, sigur că nu o să treacă nici Sandra, nici părinții mei. Asta e școala numărul 21, școala aia roșie de acolo, școala unde am terminat eu generala. O școală absolut genială și pot să spun că mi este un dor de școala generală enorm, efectiv, enorm. Haideți că o las aici. Gata, las mașina parcată aici. Sper doar să nu încurce pe cineva și mă grăbesc rapid să mă duc spre casă. Pentru că mi-e să ajung ai mei cu Sandra. Da, mașina o las acolo, eu zic că e un loc bun. Și haideți să fugim spre casă. Oh, gata, am ajuns acasă. Așa, rapid mă duc să fixez camera să văd unghiul pentru prank și câini. Și facem cumva, rezolvăm să iasă bine. Cred că unghiul ăsta de aici să bată spre acolo e bun. Da, hai că văd eu. Mă vede, mă, că mă părăzici că-s femeie, deci pe bune, am așa o emoție în mine. Pentru că nu știu cum o să reacționeze, efectiv. Dar chiar lăsați în comentarii, o să se supere, o să reacționeze urât, o să mă aplaude. Care va fi reacția lor? Stai că pe aici trebuie să fie niște brichete, ceva. Aoleu, a prins cu aprinzătorul, cred. A, bă, nu. Brichetă? Nu, lasă, dau cu aprinzătorul. Așa, stai să fixez cumva camera pe aici. Să bată încolo. Deci eu o să stau aici. Iar Sandra cred că o să iasă pe aici. Mamă, sper să nu iau prin spate. Deci stați puțin să pun camera mai în colț așa aici. Deci mai sunt câteva minute până când vine sorul meu, zic să mă așez și în momentul în care aud ușa, aprind țigara. Stai, să luăm pachetul de aici, să pitim ăsta. Gata, am țigara în mână, am aprinzătorul, mă așez aici pe scaun și așteptăm să vină Sandra, pentru că trebuie să ajungă în câteva minute. Și ai mei, și ai mei, dacă ar veni ai mei, ar fi perfect. Vai de capul meu ce emoție am. Băi, deci am niște emoții incredibile, vă jur. One eternity later. Ușa, am zis ușa. Ce înseamnă asta, nu? Ție puțină. Ce înseamnă asta? Să nu spui urmă, te rog. Dar ție nu ți-e rușine? Păi zici că vii mai devreme, parana. Păi zici că vii mai târziu. Nu. Să nu înțeleg, adică ce relevanță are că o stingi pe jos, dar tu ești nesimțit, ai tâmpit de tot la cap. Mă jur, deci nu e... Dar tu cât creier să ai să vii aici să fumezi? Dacă venea mama, ce făceai? Zici mie ce făceai, că nu înțeleg, adică... Frate, nu mă supăr pe tine că ai 22 de ani, dar pe bune e nesimțire să vii acasă la părinții tăi. Te sunai când vii. Păi și ce contează dacă venea mama? Nu-i spune, mă jur, deci nu-i spune, mă jur. Tu stai pe teras, tu știi că... deci mi-i spune ireal. Jură-te cum le spui arunii, deci mă jur... Dar tu chiar ai tâmpit. Nu mai fac, mă jur. Dar nu, dar... Păi, tot tu ești cu gura. Păi, dar nu înțeleg de ce ai face asta și de ce vii aici să faci asta. Cum deschizi ușa de la poartă? Cu cheia, cu ce să o deschid? Că eu stau aici spre deosebire de tine, care vii aici să fumezi aparent. Scuze, mă jur, n-am vrut să fac. Ce scuze? Și de ce o aruncă și ea? Mă jur, o aruncă. Uite, lăsa-și rahat pe jos. O arunc, mă jur. O arunci în grădină. Copilul le-a aruncat și în grădină? Mă jur că nu. Aruncați țigara în grădină. Mă jur. Aruncați, o iei, o mănânci. Promitem doar că nu le spui alor mei. Promitem că nu le spui alor mei. Te rog. Da, măi, bine, nu e problema ta ce fac. Ia-o, ce arunc ăla cu noi. Ia-o, te rog frumos, de acolo. O iau, dar jură că nu le spui alor mei. Mă, ia-o de acolo, mă interesează. Mă doare burta. Zic că mă doare cap. Doare cap. Nu mai, promit. O arunc și la bună. Și tu cu asta ți-a prins țigara sau cum? Ce asta? Mă jur doar. Jură-te doar cum le spui alor mei. Chiar nu vreau să se afle. De tot cuvânt. Tu mă pui pe mine să fac chestii sau cum? Păi nu, dar... Păi dar de ce mă pui pe mine să fac chestii? Dacă află. Păi da, dar de ce... tu ce drept ai să vii mie să-mi spui să mă jur să fac ceva? Tu chiar ești bătut în cap. Ce ai?
Deci mi se pare ireal și tupiu de a veni aici, stai ca floarea să axie pe asta pe terasă și fumezi. Dacă veneam, mă, ce făceai? Nu venea pentru că nu mă așteptam să vii. Păi și nici la mine nu te așteptai să vii. Nu mă așteptam să vii tu în parlament, să vii acum așa. Mă mai zis speria și de ce nu tu de obicei sun când vii acasă? Nu sun niciodată când vii acasă. De obicei sun. Dacă n-am chei, dar nu te sun pe tine, că tu n-ai chei. Da, adică nu te sun pe tine să-mi deschizi, că eu am chei. Promite-mi doar că răspund la mine, te rog, asta. De când fumezi? A pus și tu întrebi poftele de căcat. Nu știu, mă întreb mai de prostii acum. Lasă-mă că așa. Ești cu gura și mă pui să mă jur că nu le-ai spune, dar tot tu ești cu gura, știi? Sunt și eu curioasă așa de... Să știu câți bani știi să nu le zic al lor noștri. Nu mergi în fata. Cer căcat, lasă-mă face. Îmi cer căcat. Și ce, am 22 de ani. Da, de acolo să-mi faci moral. Bine, hai să sun pe mama. Nu! Promisești că nu. Da, când promisești? Mă enervezi. Ai spus că nu. Da. Ai spus că nu o suni. Ești nesimțită. N-am spus asta. Ești nesimțită. Dar stai puțin. Ești nesimțită. Dar cu ce drept tu ai să-mi spui mie ce să fac? Ești nesimțită. Nu mă faci mai tu pe mine nesimțită, nesimțitule. Vii și fumezi ca porcul când știi că nu se fumează aici. Așa și nu erați. Dacă nu veneai acum, nu se afla și nu afla nimeni. Păi foarte bine. Ce poți vezi că mi te-ai jurat că nu mă spui. Dar când mă jurai? Eu cu câte chestii te-am ajutat? Și cu câte chestii am ținut acasă pentru tine? Păi și eu nu te-am ajutat pe tine niciodată? Acum, gata, asta... Păi stai puțin, eu nu te-am ajutat. Adică când mereu cum mă chem tu să filmăm, eu sunt acolo mereu, indiferent că am de învățat sau ce am de făcut și vin. Nu ești mereu. Nu sunt mereu. Cacă nu ești mereu. Bă, dar tu ești nesimțit? Nu mânca căcat că nu ești mereu. Tu spui căcat? Deci nu... Îmi cer scuze pentru exprimarea asta. Tu spui mie să mănânc căcat. Uite, ia-ți și mănâncă. Mi te-ai jurat, că nu spui. Când mă jurai? Eu te-am apărat de atâtea ori cu atâtea chestii, te-am apărat. Când erai mică, îți făceai tot felul de căcaturi când veneai târziu acasă și toate alea. Du-te, eu știu, nu mă ridic eu să le iau, tu l-aruncaș. Mă, dar tu mai nevezi? Cu ce mai l-aruncaș? Tu ești un sifon care spune tot la Eu sifon. Eu. Eu. Rău. Eu sifon. Cu câte chestii te-am apărat, de câte ori ți-am dus în centru cu mașina, de câte ori te-am luat de la majorat la 5 dimineața. Ca să nu mai trezești pe tata că se ne roa pe tine, de câte ori ți-am dat apărarea. La când mă întorc eu de la Adidas, telefon și toate alea. Păi dă-ne morții de treabă. Ia uite-te, bă, mă enervezi tu pe mine. Păi dar mi se părea normal ce faci. Te jurași că nu sun. Mă enervezi. Păi dă-o închis, da, mă zi. Măi, tu mă înjuri pe mine? Ți-e nu, dar mă enervezi, frate. Nu vine pe mine. Vine, arunci astea, faci dezastru prin casă. Nu contează. Nu sună că o sun. Îți dau telefonul pe pământ dacă sun. Deci stai jos. Mama. Deci mama Marius te mama. 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 Vorbește pe prostii. Îl prisei pe Marius că nu vorbește căcatul, nu e adevărat. Voi ce aveți, mama, că fumează Marius? Mama. Îl prisei aici pe terasă. Vorbea prostii. Vorbește prostii. La meditații și fumează, să fac poză. Da, și veni mai devreme. Cred că nu fu la meditație de veni mai devreme. Ba, da, fusei la meditație. Da, sigur. Bă, lasă-mă cu căcaturile. Și mă și căcaturile. Înjură pe aici și zi-i că ok, te sun să spun. Cum se înjure? Marius nu înjură, Marius nu. Dar nu înjurai. Marius nu înjură. Hai că de fumat credeam și eu că nu fumează, dar de înjurat clar înjură mereu. Ce urât. Păi asta e, are 22 de ani, da, a zis-i să știi și mama, nu e mama. Mai ales că fumează la voi în casă, ca să știi și tu. De-aia mi-a rostat la Elen, de-aia mi-a rostat la Elen, mi se rupe, dar ca idee. Erau mama, Sandra, te rog, mă certai cu ea și bagă căcaturi acum. Cu urât vorbiți, voi nu sunteți copiii mei, nu vă cunosc, eu nu v-am educat bine, așa. Bine, tot e vina mea. Ești nesimit să vă faci pe mama. Da, mama. Hai, hai, pa. Pa! Deci cum e numai ce vorbim secunda asta? Eu ți-am dat apărarea de atâtea ori cu o groază de lucruri. Nu mă interesează, știi ceva, până la urmă, ai vorba ta, ai 22 de ani, asta e măcar să știi și ei. Dacă tot te crezi atât de asumat în fața tuturor, măcar asumă-ți chestia asta, nu da, înțeleg. Da, eu te rugai, nu o sună. Păi, dar vii aici, dacă poate că o să te prind și pe tine cândva cu ceva și o să te părăsc. Bine, prinde-mă cu droguri. Deci te-am rugat să mă sun pe mama. Bine, păi, cer, până la urmă, știi și-o întorc eu cumva. Îți cer scuze. Față de tine? Tu ești cea care o sunași pe mama. Păi stai mai puțin, zise-i că o întorc să nu fie așa. Bine, bine, facem o chestie. Îmi cer scuze că am vorbit urât. Mi-am pierdut controlul. Ok. Dar vezi că lua cineva ăla, cine lua? Îl luași tu? Îl lua eu, mă, atunci. Unde? Ah, ok. Degeaba. Păi nu, dar să nu ia câinii. Deci nu, eu îmi cer scuze că am vorbit urât. Ok.
Îmi cer scuze că am înjurat. N-am vrut să înjur. N-ai vrut. M-am pierdut, știi că așa fac la nervi. Da. Ar și... trebui să ți mai controlezi. Că și așa mă enervez destul și chiar nu se poate, adică mi se pare ele. Da, dar faci mereu, adică te rugai să nu suni. Și chiar așa tu suni non-stop și nu știu ce. Și mai mult că mi-i pusăși, și după ce că mi-i pui, mai faci Sandra. Și tu. Chiar crezuși? Chiar crezuși? Bă, dar tu ești oarbă! Tu ești oarbă! Era camera în tot timpul ăsta aici! Aici era camera în tot timpul ăsta! Nu se poate, nici eu nu! Ai dat 20 lei pe clip? Nu, l-am luat de la tata, de la firmă, mă stea. Gluma ca gluma, dar eu tot te văd zic că fumaș. Da, da, acum ai obligația să sun pe mama și spune că fu fără să nu crea după, că mă trezesc după că nu-mi ia mașină, mi-a tot. Spune seara. Nu, spune acum. Nu, asta ca pedeapsă. Da, te prind să-i? Te prind să-i? Da, mă, dar o să-i reacționez. Ești de acord să o postez? Până la urmă n-am eu dreptul să zic ție ce să faci la vârsta ta. Dar ești de acord să o postez? Nu, evident. Evident că se va posta. Evident că nu o să o postez. Mamă, dar ce miros, n-aș plăcut. Băi, rămase în bucătărie, miros de tutun aici, în bucătărie. Dacă... Ha? Dar eu nu, eu reacționez, deci pe bune, eu reacționez așa că vii aici acasă, mă sun când termin meditația ca tu să-ți fumi țigara și apoi spui că tu ești asumat, dar tu... Dar cum nu te prinsești? Că de fiecare dată când îmi fac o farsă, te sun să te întreb în cât timp vii acasă. Deci de, de fiecare dată o sun, să am cât timp vii acasă, dar probabil e prea concentrată pe meditație și nu realizează, gen. Da, nu, adică chiar și apropo, detaliu. Ba da, mă mai sună câteodată. Mașina am văzut și în fața porții. Nu. Dar nici nu mă uit. Pentru că este parcată la școala 21. Serios? Da, ca să nu te prins că e acolo. Dar nu mă uit niciodată la mașină. Ba da, mereu te uiți dacă e mașina părinților sau mașina. Câteodată când vreau să știu dacă sunt părinții acasă. Da, te supărași? Dar mașina să fii și tu. Deci mașina să fii și tu mai șocată, mai ceva. Pentru că eu și trăseam în jurătură ca să te enervezi mai rău. Dar tu erai acolo, bine. Pentru că mă aștept la orice. Hai că... Nu sunt rău. Păi eu mă enervai pentru că tu ești... Să fie, dar mai ține camera, ține-o invers. A, zic. Pentru că tu ești așa, să fie totul foarte asumat, că tu ești pe față, știi, și mi se păru aiurea, adică vii aici și ți iei asta, ce-o fi și asta, se aprinzea aia și tu tot... Da, ce mai aprinzătorul, mai rău, da. Că tu erai cu gura pe mine, adică știi, deci prima chestie... Da, o zisei jurătura ca să crească să-ți faci cum... Pentru că vreau să ai o reacție mai nervoasă, ceva gen să urli, să ții, nu știu, să dai în mine sau ceva genul. Păi pe mine să urli. Păi nu știu, mă gândeam că poți să faci așa gen. Nu, dar mă enervă pentru că tu avusești tu peu. Știi că dacă tăceai, probabil nici nu sunam pe mama, vorbesc serios, dacă tu când îmi zisești, eu să-mi cer scuze ție. Mai ești la locul de muncă acum. Da, asta e, acum am văzut și că și ea cu reacție. Ai făcut și tu o farsă, parcă, nu? Ți-am făcut farsă, dar n-a fost acea lucru, tu mă prinsești în flagrant. A reacționat la film, mama, era acolo. Da, a, bine, e, da. Asta e. A, da, mai mult mama se legă de amândoi, căci că, vai, ce urât vorbiți. Și eram, mama... Marius fumează și tot de... Mama... Nu, că așa îi face mama. Eu nu mai am nicio... Trebuie să-și cer 3 milioane să nu spun. Am eu 3 milioane? Ai mai mult. A? Ai mai mult. Nu, e adevărat, am băgat benzina, am făcut full la mașină, nu mai am. Și mă doare... Hai de capul meu, băi, am avut așa niște... Eram ceva de genul, bă, să nu se întoarcă să-mi vadă camera aici. A ieșit bine, mi-e place cum a ieșit, a? Nu înțeleg cum a văzut. Pentru că tu intrași pe aici și intrași cu spatele și automat rămăsă șocată că mă vedeai pe mine cu țigara în mână aici. Și normal că te mai întorsești cu spatele să vezi. Tu mereu când îmi faci o farsă bănuiesc așa puțin că dar la asta nu am avut nicio treabă. Adică la asta eram și obosită după meditație, mă trezi... Și văzut țigara aprinsă. La școală era moartă de... Bă, și mă prinsește. Știți atunci când sunteți obosiți și nemâncați și veniți așa și parcă sunteți după ce vă treziți și vedeți și... Serios. Dar a zis pe mine nu mă enervă atât de rău chestia asta, mă enervă că tu... Măi, ca să vezi tu ce gândire de om nesimțit, tu mă jurai și te luai de mine, că... Da, că eu câte chestii am... El mă luase de mine că mă luase din centru la 5 dimineața odată. Da, odată. Adică știi așa... Eu, că te-am luat de multe ori din... Da, m-a luat, dar m-a jurat și astea. Da. Să la ce te faci așa? Mai ești nervoasă în cauza farsei? Da.
Eu, fraților, deci acesta a fost și clipul de astăzi, de fapt, prank-ul cu Sandra. Sandra, sper doar să nu se fi supărat. Bubuiți butonul de like ca să-i treacă supările Sandrei. Da. Dacă vrei să te ierti, trebuie să mă las să fac reclamă la giveaway. Hai, eu. Deci, reclamă la giveaway. Da, hai, Sandra. N-am ce să fac, trebuie să mă ierte, n-am ce să fac, n-am, deci bun, n-am. Taci, așa. Băi, deci m-am pregătit un giveaway, eu împreună cu cei de la Naturicious. Intrați pe profilul meu și pe profilul lor. Regulamentul este foarte simplu. Trebuie să dați follow mie și paginii lor, comentariu la ambele poze și tăguiți 3 prieteni. Se va anunța pe data de 29 februarie câștigătorul. De fapt o să fie 2 câștigători. Și faza super tare este că primiți 2 mănci de față și o surpriză. Deci fiți pe fază și baftă tuturor. Acum gata, l-am iertat pe Marius. Mulțumesc, Sandra, mulțumesc. Eu am fost Marius Nicolae, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, Marius SN. Am răgușit un pic. Și Sandra la Sandra, 236, să vă înscrieți la giveaway. Aveți linkul de la giveaway jos în descriere. Vă pup, pa! Și de asemenea să bubuiți butoanele like, Sandra, câte like-uri? 15.000 19.000 bubuiți butoanele like, te pup, pa! Acum mă enervează după ce am terminat acest clip că trebuie să mă duc pe jos până la 21 să-mi iau mașina. Super!